Bună tuturor și bine ați revenit pe acest canal! Astăzi vreau să vă vorbesc despre experiența nașterii naturale în Anglia. Eu am încercat să mai fac acest filmuleț de 3 sau 4 ori, dar pur și simplu nu mi-am găsit cuvintele, așa că urat în succes, încerc să vă povestesc cum se desfășoară lucrurile aici în Anglia. Eu am născut natural acum 9 luni de zile, pe 14 mai, dar ca să începem toată povestea, trebuie să mergem 2 zile înapoi și anume pe 12 mai. Undeva pe la 3-4 dimineața, mai exact, când eu am început să am dureri. A fost o noapte în care pur și simplu nu am putut să dorm, am stat, ne-am uitat la filme, iar undeva spre dimineață, nu mai știu exact ora, am început să am anumite dureri, un anume disconfort. Am crezut doar că mă doare spatele sau că sunt obosită. La momentul acela sarcina avea 5 zile peste, aveam 40 de săptămâni și 5 zile, deci fetița mea era în întârziere. Am încercat să dorm la acel moment, nu am reușit, aveam dureri destul de rar și m-am gândit că e posibil să înceapă lucrurile să se miște și eu să nasc cât de curând. Habar nu aveam că o să am dureri pentru fix 48 de ore. Așadar, când am văzut că am dureri și disconfort mai mult, pentru că am crezut că am dureri mari, dar am văzut mai târziu că nu erau de fapt nimic în comparație cu ce avea să fie. Undeva pe la 10 dimineața am sunat la spital și le-am spus că am început să am dureri, eu sunt însărcinată, câte săptămâni am. Ei la momentul acela m-au întrebat cât de intense sunt durerile, cât de mult durează contracțiile și cât de dese sunt. Din ce le-am povestit eu, mi-au spus că nu sunt de mers la spital și să mai aștept. Bineînțeles, durerile au continuat, dar undeva la 7 seara n-am mai avut nimic. Pur și simplu, parcă a fost ca un vis, nu am mai știut ce înseamnă durere și am stat și m-am gândit că poate acesta este un travaliu fals. Dar în jurul orei 10 au început durerile. Ca să știți, procedura aici în Anglia este nu imediat cum ai început să ai dureri, te duci la spital. Nu. Trebuie mai întâi să suni la ei și să treci printr-o serie de întrebări, cum v-am spus mai devreme, cât de dese sunt contracțiile, cât durează și, bineînțeles, în ce stadiu ești cu sarcina, dacă ar fi o urgență, bineînțeles, te duci la spital, dar dacă nu și dacă este o sarcină care a mers normal, nu te vor chema la spital. Nu te poți duce direct la spital, pentru că ei te-ar putea trimite acasă și eu exact lucrul ăsta nu vroiam să mi se întâmple. La momentul acela, la 10 seara, când au revenit durerile, nu am mai sunat la spital și pentru că eu așteptam să mi se rupă apa. Tot ce vezi în filme, ce mai auzi, este faptul că se rupe apa și atunci trebuie să naști. Dar la mine nu a fost așa. În
de-a lungul nopții am încercat să fac băi fierbinți, am stat în cadă foarte mult și pentru a mă liniști, dar știam și că ajută la dilatare. Nu m-au ajutat foarte mult, nu m-am liniștit și nu s-au micșorat în intensitate durerile, dar am încercat să fac asta. Oarecum eu stăteam liniștită și pentru că așteptam ca apa să se rupă, dar și pentru că a doua zi, pe 13 mai, eu aveam ultimul control la moașă, la ora 1, și am zis că dacă tot nu aș fi de mers la spital, să aștept până la acel control și să vedem ce îmi zice moașa. Aveam o siguranță și o relaxare că o să merg acolo, o să vorbesc cu ea, o să mă vadă și de acolo voi ști mult mai bine ce o să fac. Și asta am și făcut. Aveam o programare la ora 1, este un drum de maxim 7 minute de mers de jos. Eu am făcut jumătate de oră, dar nu asta este important. La controlul acesta, moașa trebuia să... Adică eram deja o săptămână întârziere cu sarcina și trebuia să discutăm, în cazul în care nu ar fi avut de gând să vină, noi trebuia să discutăm și metodele, adică ce ar fi trebuit să facem din acel punct, pentru că începea să fie prea târziu și trebuia să facem noi ceva și nu să mai lăsăm natura să-și facă treaba. Când am ajuns la moașă, i-am spus că am dureri groaznice și să-mi spună ce să fac. Văzând starea în care sunt, mi-a spus că vine, mi-a controlat burtica și a măsurat-o, mi-a spus încă o dată că totul este bine, a fost o sarcină foarte ok și m-a întrebat dacă vreau să am un control interior. Eu am rugat-o efectiv să facă acel control, mi-a spus că iar în urma acestui control, ea mi-a spus că nu va mai dura 24 de ore și că am dilatație 1. Deci, lucrurile mergeau în sensul bun, eram pe drumul cel bun, să zic așa. M-a liniștit și, bineînțeles, m-am întors acasă să aștept. În acea zi, am avut iar dureri groaznice, nu am putut să mănânc, nu am putut să beau nimic, nu am putut să dorm, doar stăteam în pat, țipam, nu știu cum au suportat vecinii și verificam contracțiile, le cronometram cât de dese sunt și cât durează. La ora 5 am sunat iar la spital, le-am spus că am dureri, cât de dese sunt contracțiile, cât durează. Mi-au spus tot că nu sunt de dus la spital. Și iar am așteptat, am sunat din nou la ora 7, pentru că nu mai suportam. Pur și simplu credeam că eu nu o să rezist și că așa dureri sunt imposibile. Dar iar nu eram de dus la spital. În Anglia, tot așa, nu te duci, dacă sunt la ei, nu trimiți salvarea, trebuie să te duci singur la spital, ei nu trimit salvare pentru naștere. Și mai ales în pandemie, în situația pandemiei, nici atât, dacă nu este o sarcină cu risc. Iarăși am rămas în beznă, în dureri, în oboseală și cu cronometrul în mână să vedem cât de dese și cât durează contracțiile. La ora 12, la miezul nopții, m-am decis pur și simplu că eu nu mai pot suporta și indiferent ce va fi, eu plec la spital. Am sunat la taxi, a venit, am mers la spital, dar nu am mai sunat înainte și aveam oarecare teamă că nu ne va primi.
Când am ajuns la spital, am mers la recepție, au contactat departamentul, sau cum se spune, unde sunt moașele și nașterile, și pentru că nu m-au așteptat, nu mă așteptau, a trebuit eu să aștept să se elibereze o moașă ca să poată veni jos să vorbească cu mine. Până la urmă a venit, nu a durat foarte mult, 5-10 minute, dar pentru mine era exagerat și exasperant de mult. A venit o moașă, i-am explicat situația, m-a văzut în ce situație de fapt eram și au spus, ok, haide să te controlăm și de acolo vedem ce și cum, unde ne îndreptăm. Am mers sus, eu în perioada aceea am avut noroc că Vali a fost acasă cu mine și în timpul când trebuia să cronometrăm sau să verificăm, să monitorizăm contracțiile, el m-a ajutat pentru că eu nu eram în stare. A venit și cu mine până la spital, m-a dus cu bagajul până la sările de naștere, la blocul, etajul unde se întâmplă toate lucrurile astea, dar nu l-au lăsat să stea cu mine la acel control. Din cauza pandemiei, bineînțeles. Absolut ok, am înțeles, totul bine. Au venit, de fapt eu am mers, m-au controlat și mi-a spus că sunt de rămas pentru că eu o să nasc în noaptea aceea și aveam dilatație 4. În acel moment l-am sunat pe Vali, i-am spus că poate să vină sus la mine, dar avea condiția dacă vine, nu va mai putea să plece și să se întoarcă. Adică dacă are ceva de luat, o apă, de fapt nu, că ne dădeau ei, să le ia atunci, pentru că nu mai are voie să iasă. Când, după ce m-au controlat, m-au întrebat și ei dacă vreau să stau în cadă cu apă caldă să mă ajute și dacă vreau să folosesc ceva să-mi ia din durere. Nu mai știu acum cum se spune. Și le-am spus că da, m-ar ajuta și mi-au dat acel gaz, the laughing gas. Care la început a fost eficient, dar mă amețea, aveam senzația că o să adorm în cadă. Nu pot să zic, mă amețea undeva doar la nivelul capului, la nivelul burții și durerile erau în continuare foarte intense. Nu am vrut să folosesc epidurală și moașa în momentul respectiv știa, pentru că eu la controlele de dinainte am discutat acest aspect cu moașa care m-a supravegheat pe timpul sarcinii și i-am spus că dacă se poate eu nu vreau să folosesc injecția epidurală. M-au întrebat și acolo dacă la un moment dat consider că vreau, dar deja aveam dilatație 4, dar dacă vreau o altă metodă să îmi mai ia din dureri, să le spun și mă vor ajuta, bineînțeles. Deci noi am ajuns la spital undeva pe la 12:30, să zic, iar eu am născut la ora 7. În acest interval m-am simțit groaznic. A fost cel mai greu moment din toată sarcina mea. Cel mai dureros. Nu reușeam să nasc și asta pentru că eu timp de 2 zile nu am putut dormi, nu am putut bea apă, nu am putut mânca și oricum eram slăită de puteri, dar apoi să mai depun și atâta efort. Dar sunt foarte norocoasă și mă consider norocoasă pentru că moașa de acolo m-a ajutat, pur și simplu m-a înțeles și la cât am țipat la ea, eu nu aș putea să fac această meserie niciodată. Să stea cineva și să țipe așa la mine. Hai. Nu.
Pe parcursul acelor ore m-a întrebat tot timpul dacă vreau să beau ceva, dacă am nevoie de un suc energizant sau tot timpul mă întrebau dacă vreau apă. La un moment dat, când eu eram în cadă, pe Eva l-a întrebat dacă vreau o cafea, el bineînțeles a zis da, că el avea nevoie de cafea, dar acea cafea mirosea atât de bine, Doamne, ce aș fi vrut să beau o cafea în momentul ăla? Dar nu a fost posibil. Și undeva, bineînțeles, au continuat durerile, m-au pus așa în toate pozițiile posibile și imposibile să mă ajute să nasc. Undeva pe la ora 3 mi-a spus moașa să o anunț, de fapt înainte, mi-a spus moașa să o anunț când îmi vine să împing. Asta s-a întâmplat undeva în jur de ora 3, dar apa încă nu se rupsese. Și la scurt timp după mi-a rupt moașa apa. A fost un moment ciudat, să zic. De fapt, nu mai știu. Da, nu mai știu exact când. Cred că erau în jur de ora 4 când moașa mi-a rupt apa, dar în orice caz nu s-a rupt de la sine, a trebuit puțin ajutor, pentru că altfel s-ar fi născut în sac. Nu s-ar fi rupt de la sine. Și atunci moașa m-a ajutat în sensul ăsta. Iar chin, încercări, împingeri, stres, efort, epuizare. Pe mine mă băteau la cap atât valii cât și moașa să beau apă, dacă vreau apă. Eu voiam orice altceva, dar nu apă în momentul ăla. Eu voiam să nasc și atât. Moașa încerca să mă încurajeze, să-mi spună, dar haide, te rog, fă un efort. Dacă faci chestia asta, nu o să mai simți niciun pic de durere. La momentul acela mie mi se părea imposibil. Și bineînțeles, am încercat să nasc. Și eu îmi doream să nasc repede și fără să nu mai am dureri și voiam neapărat să-mi țin bebelușul în brațe, dar a mai durat. Undeva mă uitam la ceas la fiecare oră. La ora 4, la ora 5, hai, nu o să nasc nici la 4, nu o să nasc nici la 5, s-a făcut 6 aproape, deci nu o să nasc nici la 6. La 6 jumate eu am zis că vreau cezariană, eu nu mai pot, pur și simplu nu mai puteam. Și am cerut să fac cezariană. Iar moașa foarte amuzantă mi-a spus că o să naști înainte ca noi să te putem pregăti. Bineînțeles, mi se părea imposibil. Și la ora 7 și 2 minute a venit pe lume fetița mea. Cred că modul în care m-a încurajat a fost să, sau a fost așa, nu știu exact să spun, când mi-a arătat oglindă și am văzut că îi se vedea capul și foarte mult perișor și am împins odată, am simțit o durere incredibilă și o usturime extraordinară. Am împins odată, i-a ieșit capul, un super cap. După aceea am încă o dată și m-a ajutat moașa, cred că a prins-o cumva și gata, a scos-o. Eu, atunci când împingeam și simțeam cea mai grea durere de până atunci și usturime, mă uitam la Vale și el îmi dădea încredere așa, da, acum că vine. Și am născut la ora 7 și 2 minute, eu mi-am ținut bebelușa în brațe, mi-au dat-o direct aici la piept
Și a fost cel mai frumos moment din viața mea. Iar acum se aude plângând, trebuie să închei acest vlog, acest filmuleț aici, dar o să mai continui dacă reușesc să filmez și cu alăptatul și cum a fost toată perioada din spital și ce s-a întâmplat după. Eu vă pup și mă duc la bebelușa mea. Pa!